Funcțiile sintactice, cazurile. Dacă ți se par dificile funcțiile sintactice și cazurile, înseamnă că nu știi legenda apariției acestora. Totul a început în comunitatea părților de vorbire, despre care v-am vorbit într-un episod anterior. Dar ce se întâmplă în comunitatea părților de vorbire? Se pare că regizorul om organizează un casting pentru spectacolul Enunț, la care sunt invitate toate părțile de vorbire. S-a prezentat la casting toată comunitatea. Adverbul, interjecția, substantivul, adjectivul, pronumele, prepoziția, verbul, conjuncția sau numeralul. Părțile de vorbire stăteau cu minți în culise și în stal, cum stau cuvintele într-un dicționar, așteptând să fie selectate de vorbitor. Regizorul om a observat prietenia dintre substantiv și adjectiv, verb și adverb, dar și dragostea care s-a înfilipat între substantiv și verb. De aceea a decis. Regina de pe scena propoziției va fi substantivul primind numele de subiect. Regele pe scena propoziției va fi verbul. Servitoarea reginei va fi adjectivul, primind rolul de atribut, iar adverbul va fi scutirul regelui, numit complement. Acum toată comunitatea doar despre regina subiect vorbește. Toți se întreabă, cine are rolul principal? Cine? 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 Știind că verbul este foarte activ, vor să știe ce face acum verbul. Pe buzele tuturor apare întrebarea, ce face? Servitoarea atribut își face treaba cu seriozitate. Când regina subiect cere o rochie, ea știe a cui a fost, ce fel de material este, câte rochii are, care rochie se o dea în funcție de eveniment. Iar scutierul adverb știe când, unde și cum, de ce, cu ce scop, din ce cauză, la cine va merge regele predicat în misiunile sale. Știe despre cine, cui vorbește, pe cine ia cu el, ce stare are predicatul, trebuie să știe pentru a-l putea proteja. După un timp, până și actorii de pe scena propoziției, când auzeau anumite întrebări, începeau să întoarcă capul, știind că este vorba despre ei. De pildă, regina subiect se întorcea de fiecare dată când auzea cine, ce, credea chiar că așa este poreclită. Era suficient să audă întrebarea ce face, că predicatul știa despre cine se vorbește. Dacă striga cineva așa, el se întorcea și răspundea. Atributul se simțea chiar mândră când cineva rostea întrebările care, ce fel de, câți, câte, a cui. Bineînțeles, răspundea în cunoștință de cauză. Și complementul scutier știa că lumea îi imită ticurile verbale. Unde, când, cum, de ce, despre cine, pe cine, ce, cui, cu ce scop și altele. Dar nu se supăra. Răspundea la întrebare politicos. Ei, dar lucrurile nu sunt atât de simple. Dacă doamna substantiv se îmbolnăvea, pronumele îi lua locul ca regina propoziției. Alte ori, dacă nici pronumele nu putea, se deghiza bătrânul numeral sau chiar verbul, adjectivul sau alte părți de vorbire. De machiaj și costumații se ocupa baletul articol. Fără el, cam greu putea un bărbat actor să ia rol de femeie. Doar rolul predicatului nu-l putea lua nimeni. El era prea activ. Nimeni nu ținea pasul cu el. Alteori, substantivul joacă dublu rol. Pe lângă funcția de subiect, poate fi atribut sau complement și atunci își poate lua cu ea și copilașul prepoziție. Ei, dar să vedeți când pleacă în turneu. Fiecare actor de pe scena propoziției ocupă câte o cameră în hotelul cazurilor. Camera caz nominativ este cea mai luxoasă și este dedicată subiectului. Acestuia nu-i prea place să primească musafiri.
Camera casa dativului este camera actorilor sărmani. Aici când intri vezi mulți săraci și bolnavi. Te întrebi, cui să mai dai ceva de pomană? Cui? Cui să mai dai medicamente? Cui? 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 Camera genitivului este camera hoților, a cleptomanilor. Aici găsești numai lucruri furate. Când intri, te întrebi, a cui este aceasta? Dar aceasta? A cui? A cui? În stânga jos este camera vârfiturilor, a curioșilor. Aici se adună cei care vor să afle ultimele noutăți. Auzi numai întrebări precum, despre cine, pentru cine, de ce, unde, când, cum, cu ce scop, pe cine, ce. Ei le știu pe toate despre toți. Întreabă-i și vei afla. Și jos, în dreapta, este camera vocativului. Nimeni nu vrea să intre aici pentru că se aud numai țipete și gălăgie din stradă. Interesant este că cei din dativ sunt foarte recunoscători medicilor. Dacă au primit medicamente, se laudă la toată lumea. M-am vindecat datorită, grație, mulțumit, doctorului X. Dacă auzi aceste cuvinte, să știi că sunt rostite de actorii care locuiesc în camera dativului. În camera genitivului însă, când intră poliția pentru percheziție, cere tuturor agenților, căutați înaintea, înapoi, dedesubtul, în jurul, în fața, în spatele, la stânga, la dreapta, mesei, lucrurile furate. Dacă auzi aceste cuvinte, să știi că vin din camera genitivului. Pentru a înțelege mai bine acest filmuleț, urmăriți partea întâi în care am prezentat regatul părților de vorbire. Pe curând!